Misiunea lunară Apollo 11 și în special primii pași ai lui Neil Armstrong pe lună au fost fără îndoială cel mai mare eveniment al televiziunii secolului 20. Aselenizarea live a misiunii Apollo 11 a necesitat și costat NASA 10 ani de inginerie de vârf. Pe 19 iulie, Apollo 11 a trecut pentru prima dată prin spatele lunii, intrând pe orbita lunară. A urmat 30 de orbitări, timp în care echipajul a văzut locul de aselenizare în sudul Mării Liniștii, la aproximativ 20 de kilometri sud-vest față de craterul Sabine D. Locul de aselenizare a fost caracterizat drept relativ plat și neted. Prima aselenizare a fost surprinsă de un sistem de televiziune slow scan, incompatibil cu televiziunile comerciale. Astfel, imaginile au fost preluate de un monitor special, iar apoi au fost filmate de o cameră TV convențională, reducând semnificativ din calitatea imaginilor. Semnalul era primit la Goldstone US, dar și la Honeysuckle, Australia. În ciuda unor dificultăți de ordin tehnic și a celor cauzate de vremea nefavorabilă, imaginile rudimentare alb-negru au fost transmise pentru cel puțin 600 de milioane de telespectatori. Deși copii ale acestui film au fost salvate și ușor accesibile, înregistrările originale slow scan au fost distruse accidental sau nu, în timpul unei proceduri de rutină, copierea acestora pe o bandă magnetică. S-au găsit ulterior copii ale materialului în Perth, Australia, o altă locație unde s-au recepționat aceste imagini de pe lună. După ce a caracterizat praful de pe suprafața lunară ca fiind aproape ca și pudra, Armstrong a pășit pe lună, devenind primul pământean ce a pus piciorul într-o altă lume. A urmat imediat celebra frază care ar putea caracteriza întreaga misiune Apollo 11. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Spusă la aproape 6 ore și jumătate după ce a aselenizat. Încă din 1962, NASA a realizat că misiunile Apollo ar necesita un sistem unic de comunicație. Programele Mercury și Gemini, ambele care au avut misiuni ce zburau numai pe orbita Pământului, utilizau sisteme radio separate. Comunicările vocale în două direcții și telemetria în legătură descendentă au fost realizate cu sisteme de frecvență ultra-înaltă și de înaltă frecvență, în timp ce urmărirea a fost realizată pe bandă C. Sistemul a lucrat la misiuni mai simple, dar Apollo urmea să meargă mult mai mult decât orbita Pământului, iar cu 3 bărbați care lucrau în 2 nave spațiale care ar fi operat simultan și ar fi trimis imagini live TV, NASA avea nevoie de un nou mod de a lega și de a deconecta mai multe date. Soluția a fost denumită Unified S-Band sau UCB. Combină datele de urmărire, de sortare, de comandă, de voce și televiziune într-o singură antenă. Datele de voce și biomedicale au fost transmise pe un subcarrier FM de 1,25 MHz. Camera fotolunar Westinghouse a fost proiectată de Stan Laber, program manager al aparatului fotolunar Apollo TV. Era o cameră mică, ușoară, proiectată să reziste forțelor lansării, a greutății bruște ulterioare și a diferențelor de temperatură din spațiu. De asemenea, a fost simplă și suficient de manevrabilă pentru ca astronauții să o folosească cu mânușile lor voluminoase. Tehnicile de fotografie de la acea vreme erau rudimentare față de cele de azi, deci e ușor de înțeles de ce stelele nu sunt vizibile în acele poze. O altă afirmație a susținătorilor teoriei conspirației e că faimosul steag american care apare în fotografiile momentului pare să fie bătut de vânt. Conspiraționiștii spun că nu ar fi vânt pe lună, deoarece nu există aer. Adevărul e că, deși pare că steagul se mișcă, nu e adevărat. Când a fost blocat în pământ, el nu a fost fixat perfect și a păstrat acea formă îndoită. În videoclipuri pare de asemenea să fluture înainte și înapoi. Acest lucru se datorează faptului că atunci când astronauții l-au introdus, l-au rotit înainte și înapoi pentru a săpa mai bine în solul lunar, ceea ce a făcut ca steagul să se îndoaie. De asemenea, unii oameni nu cred în naveta spațială Apollo 11 și în misiunile spre lună, deoarece consideră că acea călătorie în sine a fost imposibilă din cauza unui lucru numit centurile Van Allen. Centurile Van Allen sunt centuri uriașe de radiații care înconjoară Pământul. S-a susținut că oamenii nu ar putea să treacă prin aceste centuri fără să fie supuși unor doze letale de radiații.
Boala de radiație apare atunci când ați fost expus la aproximativ 200 până la 1000 de radiații în câteva ore, dar echipajul Apollo 11 a fost în centurile Van Allen mai puțin de 2 ore în timpul călătoriei către Lună și, prin urmare, echipajul a fost expus doar la 18 radiații, cu mult sub limita de siguranță. NASA s-a asigurat că naveta spațială a fost bine izolată, astfel încât, de fapt, doza medie de radiații pe durata misiunii de 12 zile a fost de doar 0,18 radiații, adică similar cu o radiografie toracică. Un alt motiv să credem că aterizarea chiar a avut loc e că putem vedea încă dovezile programului Apollo pe Lună chiar și azi. Aici pe Pământ, semnele pe care le facem asupra Lunii noastre sunt temporare. Pașii nisip dispar cel puțin după câteva ore, deoarece mișcările vânturilor vor șterge orice semne pe care le putem face și vor rearanja orice dună pe aceleași valori inițiale. Dar pe Lună nu există oceane, nu există atmosferă și nu există forțe care să schimbe particulele care compun solul lunar. În timp ce pe Pământ avem o atmosferă, climă, apă lichidă și specii vii, Luna are doar ocazional cu tremure. Prin urmare, dacă am mers cu adevărat sau am aterizat pe Lună, ne-am așteptat ca dovezile prezenței noastre să rămână și azi. Motivul e simplu, fără fenomene terestre care mișcă și rearanjează particulele de pe suprafața Lunii, fără vânturi, ploi, zăpezi, ghețari, alunecări de roci și așa mai departe, singura modalitate de a rearanja solul e prin impacturi, cu excepția cazului în care există un eveniment care aruncă praf, care poate apoi să migreze și să se așeze în altă parte pe suprafața lunară, orice schimbări pe care le-am făcut, Lunii ar trebui să rămână vizibile la suprafață. Cu alte cuvinte, dacă am aterizat cu adevărat pe Lună, dovezile revelatoare ar trebui să fie încă acolo. Tot ce ar trebui să facem e să ne întoarcem la siturile unde au avut loc aterizările documentate și să le fotografiem azi. Acesta nu este pur și simplu un experiment de gândire, ci date care au fost colectate în mod decisiv cu ani în urmă, când Lunar Reconnaissance Orbiter al NASA a cartografiat întreaga suprafață a Lunii. Siturile de aterizare Apollo, în special, sunt extrem de bine documentate. Orbiterul nu numai că a fotografiat fiecare din siturile de aterizare Apollo, dar trei dintre ele, Apollo 12, 14 și 17, au fost fotografiate cu cameră cu unghi îngust și adnotate, prezentând în mod clar o varietate de caracteristici create de om. Aceste locuri de aterizare au fost de asemenea observate independent de o varietate de alte nave spațiale din China, India și Japonia. Aterizarea pe Lună, de asemenea, nu a fost doar pentru divertisment, chiar dacă sute de milioane de oameni au privit-o. A fost de asemenea o oportunitate imensă pentru știință. Un număr de instrumente științifice au fost trimise cu misiunea de a afla mai multe despre Lună și unele dintre acestea au fost lăsate în urmă. Printre instrumentele rămase au fost retroreflectoare. Acestea au permis măsurări precise ale distanței Pământ-Lună încă din 69 și multe rămân operaționale azi, reflectând laserele de pe suprafațele instalate de echipajele Apollo 11, 14 și 15, precum și de roverul sovietic Lunokhod 2. Și toate aceste echipamente sunt încă acolo, semn clar că ele au fost aduse de oameni. O altă dovadă a aterizării e faptul că astronauții s-au întors cu roci de pe suprafața lunară. Au venit cu mai mult de 382 de kilograme de roci lunare care au fost împărtășite și studiate de oamenii de știință din mai multe țări de zeci de ani. Toate testele au confirmat că au venit într-adevăr de pe Lună. Multe dintre rocile Lunii conțineau mici sfere de sticlă. Sticla e produsă în două moduri, în activitate vulcanică explozivă și prin impacturi de meteorit de mare viteză care se topesc și vaporizează roca. În ambele metode, roca are nevoie de timp pentru a se răci și cristaliza încet. Pe Pământ, elementele atmosferice descompun rapid orice sticlă produsă vulcanic, dar, în spațiu, sferele de sticlă supraviețuiesc aproape perfect și asta e o dovadă clară că rocile au fost aduse de pe Lună. Haideți să vorbim și despre umbrele din fotografiile de pe Lună. Unul din cele mai mari argumente împotriva aterizărilor lunare are legătură cu umbrele neparalele. Dacă Soarele este singura sursă de lumină, de ce unele umbre ale astronauților par să se ducă în mai multe direcții? În realitate, o suprafață aspră și neuniformă, cum e suprafața lunară, poate crea tot felul de umbre la unghiuri diferite, chiar și cu o singură sursă de lumină precum Soarele. Combinația dintre suprafața aspră a Lunii și razele lungi de la Soare, nu foarte puternic pe cer, poate crea cu ușurință umbre complicate. Deci umbrele nu au fost create artificial pentru a da bine pe filmarea celor de la NASA. O altă întrebare pe care cei care consideră că aterizarea a fost regizată și o pun este: dacă a mers cu adevărat pe Lună în 1969, de ce nu ne-am mai întors niciodată acolo? Apollo 17, ultima misiune Apollo de a ateriza astronauți pe Lună, a avut loc în 1972. De atunci, oamenii nu s-au mai întors niciodată acolo.
Desigur, Apollo 17 nu trebuia să fie sfârșitul poveștii. În schimb, atenția NASA s-a îndreptat spre programul Stației Spațiale Internaționale, care a fost locuită permanent de echipe de astronauți din noiembrie 2000 și spre planeta Marte. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu ar putea reveni pe lună în viitor, căci tehnologia ne permite asta, deși costurile nu sunt dintre cele mai mici. Așadar, în ciuda volumului extraordinar de dovezi că aterizarea pe lună chiar a avut loc, credința în această teorie a conspirației încă persistă. Astronomul Phil Plate a spus că există un pericol în a vorbi despre conspirația legată de aterizarea pe lună. E posibil, a spus el, că prin difuzarea acestei dezbateri mass media să dea legitimitate conspirației. Dar această sarcină e una grea, având în vedere că atât de multă lume stă pe diferite rețele sociale și află diferite informații, fie corecte, fie incorrecte. Plate a spus că ar trebui să ne amintim că teoriile conspiraționale au adesea efecte negative în viața reală. Dumitru Prunariu este singurul cosmonaut român care a ajuns în spațiu. A fost primul, dar și singurul român care a ajuns în cosmos. A participat la misiunea Soyuz 40 alături de rusul Leonid Popov și ei au petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Dar cum a fost ales Prunariu în această misiune? Dumitru Prunariu a realizat ceva la care visează orice copil: să zboare în spațiu. E primul român care a fost în spațiu și al 103-lea om din întreaga lume care a realizat un zbor spațial de 8 zile la bordul navei spațiale Soyuz 40 și al stației spațiale Salyut 6 în mai 81. Acesta a rămas și singurul român care a zburat vreodată acolo. O mare realizare, urmată de multe altele, întrucât Prunariu e unul din membrii fondatori ai Asociației Exploratorilor Spațiali. A condus Agenția Spațială Română timp de 6 ani, e membru cu drepturi depline și administrator al Academiei Internaționale de Astronautică, membru de onoare al Academiei Române și membru al Academiei Europene de Științe și Arte. Mai mult decât atât, un asteroid a primit numele cosmonautului român. De ce a fost ales să meargă în spațiu? El a absolvit Universitatea Politehnică din București cu o diplomă de inginerie aeronautică în 76, iar apoi a lucrat ca inginer în Brașov, la o instalație pentru industria aeronautică. În anul 77, Prunariu s-a înscris la Școala de Instruire a Ofițerilor Forțelor Aeriene din România și a devenit pilot. A fost selectat pentru antrenament în zboruri spațiale în 78 ca parte a programului Intercosmos, organizat de Ministerul Apărării Naționale prin Comandamentul Aviației Militare. După selecție, Prunariu a devenit ofițer cu gradul de locotenent major. În anul 1981, Dumitru Prunariu și Dumitru Dediu au fost trimiși la Centrul de Lansări Cosmice din URSS. Prunariu a primit șansa de a zbura în spațiu, iar contracandidatul său, Dediu, a devenit rezerva acestuia. Iar potrivit unor zvonuri ale vremii, se spune că Dediu ar fi avut rezultate mai bune la testele din URSS și el ar fi trebuit să zboare în cosmos. Iată adevăratele motive ale desemnării lui Prunariu ca prim cosmonaut român. Decizia ar fi fost luată la București extrem de rapid, iar tânărul ofițer ar fi fost ales datorită aspectului său fizic mai frumos. Mai mult decât atât, gurile rele ar susținut că însă Elena Ceaușescu ar fi intervenit pentru el. Realitatea e cu totul alta, motivele fiind obiectiv. În luna februarie 80, ambasada RSR de la Moscova a trimis o telegramă care comunica următoarele: pregătirea fizică și științifică a celor doi candidați din România pentru zborul în cosmos în cadrul unui echipaj internațional româno-sovietic se desfășoară în bune condiții. Ambii candidați au calități corespunzătoare pentru efectuarea cu succes a zborului și a tuturor experimentelor științifice. Pe parcursul a 10 luni, pregătirea celor doi români a fost urmărită îndeaproape, descoperindu-se diferențe semnificative. Concluzia de la Moscova a venit în luna decembrie 80 și s-a comunicat faptul că Dumitru Prunariu e mai bun din toate punctele de vedere, atât teoretic cât și practic. Tânărul locotenent a învățat mult mai repede limba rusă, acest lucru ușurându-i pregătirea, a făcut ore suplimentare și a obținut rezultate bune la colocviile susținute. Șeful echipajului mixt, locotenentul colonel sovietic Leonid Popov, i-a spus unui jurnalist următoarele: Dumitru are o reacție uimitor de rapidă. Aproape în mod automat înțelege orice situație, găsește rezolvarea cea mai justă și posedă cunoștințe solide ingineriești. Lucrează ca un cosmonaut profesionist. Am efectuat 125 de rotații complete în jurul Pământului, povestește Prunariu.
22 de experimente științifice în domeniul astrofizică, al radiației cosmice, al tehnologiilor spațiale, medicinei, biologiei și chiar psihologice, a povestit el. Când am zburat în cosmos, băieții mei aveau 5 ani și 3 ani și li se părea ceva foarte normal ca tata să plece în delegație în cosmos. Toți copiii discutau la grădinița, ei mei ziceau, e bine și tatăl meu a fost în delegație în cosmos. Discutau la grădiniță acest lucru ca pe o chestie foarte normală. Mai greu a fost când au venit la grădiniță în România și au început să-i întrebe pe copii, dar tatăl tău zboară în cosmos? În 14 mai 81, Dumitru Prunariu a participat la primul zbor cosmic româno-sovietic, Soyuz 40. A stat în spațiu 8 zile alături de cosmonautul Popov și a revenit pe Pământ pe 22 mai 81. Spre seara zilei de 14 mai 81, un autobuz special i-a dus pe cei doi cosmonauți din echipajul principal, echipați pentru zbor către platforma 17 de la cosmodromul Baikonur. Colonelul sovietic Popov, comandantul echipajului, cel care cu un an în urmă realizase recordul de durată în spațiu extraterestru de 185 de zile, și locotenentul major inginer Dumitru Prunariu, inginer de bord și cosmonaut cercetător. Cu 2 ore înainte de start, echipajul a ocupat poziția de lansare în capsula navei cosmice, aflată în vârful rachetei purtătoare, efectuând până la lansarea propriu-zis o serie de teste ale aparaturii și sistemelor navei. La ora 20 și 16 minute a fost lansată racheta purtătoare cu nava cosmică Soyuz 40. 300 de tone avea, având la bord echipajul mixt româno-sovietic, iar după 8 minute și 50 de secunde, nava cosmică se desprindea de ultima treaptă a rachetei purtătoare, aflându-se deja la 200 de kilometri altitudine. Prunariu a devenit astfel primul român din istorie care a zburat în spațiu și al 103-lea din lume. Conform planificării zborului, el avea să dureze aproape 8 zile. Decolarea a decurs fără probleme. După înscrierea pe orbita circumterestră, verificarea parametrilor tehnice ai navei în condiții reale de zbor și efectuarea primei manevre orbitale de ridicare a orbitei, care au durat până la ora 4 dimineața zilei următoare, li s-a permis să se dezbrace de costumele de scafandru cosmic, să treacă în modulul orbital și să se odihnească. S-au trezit a doua zi la 12, după ce au mâncat, au efectuat a doua manevră de ridicare și corecție a orbitei navei cosmice în vederea începerii manevrelor de joncțiune cu stația orbitală, Salyut 6. În momentul cuplării, Soyuz avea o viteză relativă față de stație, de 0,3 metri pe secundă. Ca și alți cosmonauți, datorită modificărilor care apar în organismul uman în imponderabilitate, Dumitru Prunariu a avut probleme de coloană în regiunea lombară aproape pe tot parcursul zborului. Mă trezeam aproape regulat, pe la 5-5.30 dimineața, de durere. Simțeam nevoia imediată de a mă mișca. În timpul liber, cam o oră și jumătate pe zi, mă uitam pe hublourile stației cosmice, admirând frumusețile Pământului. Spuneam că mergem la plajă pentru că soarele bronza rapid și puternic. Televiziunea română ne pregătise și ea un program artistic și pe niște benzi de video, aflat atunci în fază primitivă, nu am apucat să vedem mai nimic. Uneori udam ceapa verde plantată în cârpe umede. Aterizarea a fost cu unele peripeții, parașuta deschizându-se cu 4 secunde întârziere la mai puțin de 9600 km, cum era prevăzut, ceea ce a dat prilejuri tuturor pentru mari emoții. Descriind momentele imediate după aterizare, Prunariu spune: trecerea la greutatea normală a fost cumplită. Mă trezesc luat pe sus de 4 membri ai echipajului și sunt așezat lângă Popov, pe un șezlong. Am impresia că sunt de plumb și că Pământul se clatină sub mine. La 5 minute după cosmos, ca o mângâiere, aud vorbindu-se românește. Așa amețit cum era, ajutat de membrii echipei de căutare-salvare, Prunariu s-a îndreptat spre capsulă să-și lase primul autograf în calitate de cosmonaut pe ea. Pentru realizarea cu succes a zborului cosmic, atât Prunariu cât și Popov au fost decorați cu cele mai înalte ordine ale României și URSS.